Tudo bem? Am înțeles. Din păcate, istoria este o știință. Bine, grecii spuneau că nu e o știință, e o artă. De asta Plinul era una din cele șapte muze. Nu era percepută chiar o istorie și foarte multă vreme istoria n-a fost percepută ca știință. Istoria este o știință foarte vulnerabilă la ideologie și la circunstanță. Rescrierea istoriei nu este un lucru nou. Nu s-a întâmplat doar în perioada dictaturii comuniste. Vedem și acum, sunt evenimente care sunt tratate, mă rog, circumstanțial, tratate prin prisma unei abordări foarte ideologice. Noi, dacă credem că s-a produs o de-ideologizare a istoriei, greșim. Pentru că istoria este foarte ideologizată astăzi. Sunt secvențele istoriei care sunt profund ideologizate. Luați istoria celui de-al doilea război mondial, anumite compartimente ale acestei istorii sunt zone aproape tabu. Nu că să contestați sau să afirmați ceva, să vă apropiați de ele mai mult decât trebuie și deja este o zonă. Dumneavoastră știți foarte bine, în istoria Ucrainei, anumite regiuni a Ucrainei, nu vă puteți apropia de anumite lucruri. Puteți să spuneți cu jumătate de gură anumite lucruri și deja sunteți priviți cu circunspecție. În Republica Moldova e același lucru. Am avut o confruntare între două, trei școli istorice. La redactarea manualelor. La cea redactarea manualelor. Cum în istoria, istoria poporului român, sau istoria Moldovei, sau istoria Europei, sau... Deci, din păcate, tratarea, pentru că istoria nu e doar factologie, este deseori tratare, sau trecerea, cum ați spus dumneavoastră, sub tăcerea anumitor lucruri. Trecerea sub tăcere, de fapt, ce înseamnă? Este tot o falsificare a istoriei, un mod de a falsifica istoria. Și e ce la ce se recurge, mai ales în momentul de față. Dar, repet, asta nu se întâmplă doar la noi, nu se întâmplă doar acum, s-a întâmplat dintotdeauna, s-a întâmplat și până în 17, s-a întâmplat și după 1917, deci este problema istoriei. E foarte greu ca un istoric să păstreze, așa cum dorea Leopold von Ranke, fondatorul istoriei moderne, o istorie echidistantă. Și la drept vorbim, nici Ranke n-a fost întotdeauna foarte echidistant, atunci mai ales când a vorbit de istoria spațiului central european, când vedea germanica cu Hellvolk, un popor dominant, și pe celelalte ca un popor de plebei. Bun, deci spune că asta era tradiția secolului XIX, dar oricum, nu cred că este chiar istoric corect să se recurgă la astfel de Mulțumesc frumos!